Bine v-am regăsit, copii! Haideți să continuăm să citim cartea Din lumea celor care nu cuvântă, scrisă de Emil Gârleanu. Astăzi vom citi povestea Calul. S-a trezit în câmpiile întinse, acoperite de ierburile dese, culcate de vânturi ale Ungariei. În mijlocul lor s-a ținut cândva vreme de mama lui, o iapă oarbă, ce sta răzlețită de ceilalți cai, dintre care cei mai frumoși fusese rămânși ei. Apoi, când a simțit fiorul sălbatic ce se revărsase în sânge, în largul pustietăților acelea, în care a deprins cele din tâi goane, și-a ridicat capul, a lărgit nările și, cutremurându-și coama încălcită de spini, răspunse la chemări necunoscute, trimițind depărtărilor cel din tâi necheza puternic ce ieșise din piept. Dar, când se învățase cu viața asta slobodă, se pomeni odată prins din fugă, înfrânat cu deasila, de către cineva care se aruncă dintr-o săritură călare pe el. Atunci a înțeles că ceva îl amenință, că cineva vrea să-i țărmurească libertatea. S-a strâns ghem, apoi s-a destins repede și a pornit ca o săgeată. Mânca pământul sub copitele lui, simțea că îi se aprinde ceva înăuntru, că ochii ard și limba îl frige. Trupul era numai o apă, gura numai o spumă de sânge. Iar în fuga nebună, ierburile îl biciuiau și îi se încolăceau ca șerpii de picioare. De la o vreme se simți sleit de puteri și se opri. Un nechezat parcă îl chemă din cotrova, dar când văzu că dușmanul e tot pe spatele lui, că îi smucește frâul, tot așa de crunt, puse capul în pământ și învins, se întoarse încet, purtându-și stăpânul. Apoi plecă pe drumuri lungi, prin locuri străine și depărtate. L-au necăjit îndelung până să-l învețe cu viața înfrântă de zăbală și pinte. Când s-a dezmeticit bine, bine, era de mult deprins cu șaua și știa chiar ceasul de dimineață la care pornea înspre câmp ca să-și poarte călărețul prin fața regimentului, în văzul sutelor de cai ce stăteau nemișcați, la strigătul goarnei, ca și oamenii de pe ei. Și nu mai putea de mulțumire. Când, după alergările prin vânt și ploaie, se întorcea în grajdul în care l-aștepta nutrețul. După câțiva ani, porni la un drum mai greu. Mergeau feriți, ocolind mereu, oprindu-se la bubuitul tunului. Stăteau zile și nopți în ploaie și glod, sub cerul încărcat de norii deși ce atârnau până la pământ. Într-o zi, în capul călăreților cu săbile scoase, se simți mânat la moarte într-un vârtej înspăimântător. În față le răsări deodată un alt vârtej și se loviră într-un învălmășac de glasuri, de vaete, de împușcături. I se păru că nu mai e scăpare. Se avântă, sări peste trupuri de oameni și cai și în goana nebună își duse călărețul departe, despărțindu-l de ai lui. Un zid de săbi se înălță deodată împrejurul lui și-l opri. Atunci se ridică în două picioare, se întoarse și se aruncă orbiș înapoi. Simțea că pe urmele lui veneau alții, simțea zbuciumările celui de pe el, dar niciunul nu-l ajunse. Târziu, când se opri la un adăpost, în crupă îl ardea o usturime grozavă. O tăietură de sabie îl crestase adânc. Mâinile stăpânului îi spălară rana ușor, o legară și îl mângâiară îndelung pe coamă. Trecu și războiul, întors acasă, își luă locul în grajd, mulțumit de liniștea din prejurul lui, de lumina ce se revărsa pe ferestruica din față, de fânul mirositor ce îl smulgea de deasupra capului. Dimineața mergea la câmp, ca de obicei, serile a rare ori.
În grajd, vara era răcoare, iarna cald și vremea trecea. Vremea trecea, da, anii se scurgeau repede unul după altul. Ehe, cine știe când fusese războiul? Dar odată, cu anii s-au scurs și puterea și avântul lui. Îmbătrânise, picioarele îi tremurau după o cale mai lungă. Gâtul nu mai sta așa încordat, ochiul nu mai căta departe. Odată potigni și se rostogoli jos cu călăreț cu tot. S-a ridicat repede, dar de atunci îl lua mai rar la câmp și îl purta numai la pas. În urmă nu-l mai lua deloc. Veneau diminețile la el, îl mângâia dându-i fiori cei fugeau pe sub piele, apoi poruncea soldatului să-l plimbe prin ogradă. Parcă nici lui nu-i mai venea să iasă din grajd. Îi plăcea să mănânce încet, cu ochii închiși, peste care razele soarelui cădeau ca o ploaie caldă din susurul ferestruii înguste. Într-o zi, ușa grajdului se deschise larg și doi soldați aduseră un cal tânăr înspumat. Însuși generalul arătă unde să-l puie la iezle, iar bătrânul avea să fie mutat mai încolo, în colț, iar noul venit îi luă locul în fața ferestruii. Bătrânului parcă îi veni din nou vlaga tinereții, ridicând sus capul, se uită la stăpânul lui, apoi rămase cu ochii pironiți pe cel care îl înlocuia. Iar când se duseră cu toții să se închise ușa și când venitul ridică botul să smulgă din brațul de fân, din care dânsul mâncase mai înainte, el se smuci, rupse frâul și, repezindu-se către celălalt, îl mușcă de gât. Îi despărțiră repede, iar el luă pentru întâiași dată de la soldat două lovituri de vargă. A doua zi, dimineață tare, generalul veni, porunci să se puie în fața lui șaua pe calul celălalt. Încălecă și porni. Bătrânul întoarse capul și îl urmări cu ochii până departe. În fiecare zi, cei doi cai se măsurau cu privirea și câteodată bătrânul, reînsuflețit, se smucea să se arunce. În urmă primea loviturile de vergi și se punea să mestece liniștit nutrețul ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Într-o seară, după multă vreme, calul cel tânăr întinse capul cu ochii cercetători către bătrânului tovarăș. Acesta a stat o clipă ca și când ar fi vrut să se hotărască, apoi simțind ca niciodată mirosul acela de câmp, care îi amintea de hergheria lui, de cai lângă care nu fusese de atâta vreme, întinse și dânsul gâtul și boturile lor se întinseră. Au stat așa câteva vreme, apoi bătrânul se încordă, rupse belciugul și, rămânând slobod, veni încet. Se lipi de celălalt și începură să mănânce liniștiți unul lângă altul. Din seara aceea nu-l mai legară. Se deprinseră împreună. Aproape nu se mai puteau despărți. Când cel tânăr ieșea înșăuat, bătrânul necheza înăbușit. Nu-și găsea stâmpări și pleca încet, încet prin ogradă. După el, până îl aduceau soldații în grajd. Acolo aștepta să se întoarcă tovarășul ca să mănânce, iar serile, când obosea să mai mestice, își resimea botul de gâtul celui tânăr și dormita. Într-o zi, bătrânul nu mai putu să se țină în picioare. Ochii se împăienjeniră deodată, genunchii tremurau și buzele scăpară jos mâna de fân ce smulsese atunci. Voi să se reazime de tovarășul său și nu izbuti. Încet, încet, bătrânul simți cum se întunecă ferăstruica spre care căta, i se muie încheieturile și trupul i-a alunecă jos. Întâi se ținu sprijinit în cele două picioare dinainte, apoi îl părăsiră și acestea, se răstogoli pe o parte, horcăi de câteva ori și rămase întins, bătându-se încet.
iar calul cel tânăr își apropie botul de trupul aproape nemișcat, stătu câteva vreme cu ochii pironiți, apoi tresări, întoarse capul spre ușă și necheză prelung. Să ne revedem cu bine, prieteni! Noapte bună!